Bună tuturor, prieteni! Wow, priviți câte gustări sunt aici! Alegeți ce vă place! Am luat un măr! Wow, locul meu a devenit verde! Nu-i rău, sper să funcționeze și pentru mine! Doare, a mers! Totul a devenit roșu! Iar mie îmi place galbenul! Vedeți? E ca soarele! Mi-a ridicat instant moralul! Grozav! Propun să dăm drumul unei provocări colorate! Se pare că e zmeură de jeleu! Arată grozav! Iar eu am gumă de pepene! Asta nu-i nimic pe lângă bănuții mei de aur! Chiar nu v-ați prins că acum sunt bogată? Wow, Mary! Ai prins jackpotul! De acord, Emma! Așa noroc nu apare des! Timpul să-mi scot monedele din automat! Uite-le! Ce plăcute sunt la atingere! Nu am ținut niciodată atât aur în mână! Sunt bogată! Auziți? Sunt bogată! Voi pune rapid toate monedele în portofel ca să nu se piardă nicăieri! E atât de mult aur încât nu are loc în portofel! Nu te îngrijora, Austin! Găsesc eu o soluție! Puteai să-l împarți cu noi! Ce să faci cu atâția bani? Crede-mă, Emma! Îi voi găsi o întrebuințare! Iar până atunci să stea aici, sub ochii mei! Oare cât să fie? Probabil cu așa sumă îmi pot cumpăra tot ce-mi doresc! Nu trebuie să ratăm șansa să luăm puțin aur pentru noi! Să vedem ce avem aici! Ciudat! Nu pare deloc a fi aur! Sunt ciocolățele! Cum a putut Mary greși așa? Nu vreau să te supăr, dar... Ce? Chiar este ciocolată? Oh, nu! Toate visele mele au fost pulberate! Deja am făcut în planuri mari! De ce e viața așa de dură? Știam eu că se va întrista! Apropo, ciocolata e delicioasă! Sper ca și bomboanele mele să fie la fel! A venit timpul să le gust! Wow, ce multe sunt! Sunt convinsă că vor ajunge pentru mult timp! Oare ce umplutură să aibă? Probabil tot de ciocolată! Oh, da! Se topește în gură! Tare! Lăsați-mă puțin să vă arăt ceva! Perfect! Wow, ce țintă! Bravo! Mersi, Austin! Crede-mă, pot și mai bine! Te vei convinge numai decât! Voi băga în gură mai multe bomboane! Pornim! Au! Capul meu! Ce dureros! De data asta ținta te-a înșelat! Acum suntem în aceeași barcă, Emma! Amândouă suferim! Cu mine nu se va întâmpla nimic de genul! Oare zmeura de jeleu mă poate dezamăgi? Nu cred! Nu are decât plusuri! Oh, ce delicios! Vreau să-mi bag mai multe în gură! Poate nu ar trebui să te grăbești așa, Austin! De fapt, nu te distrage! Am puțină treabă! Și eu vreau să gust zmeurică de jeleu! Doar nu-i cinstit! Nu ai voie gustă roșii! Fie, ia-o înapoi! Oh, nu! M-am mânecat! Ajutor! Nu pot respira! Nu mă deranja, Austin, sufăr! De ce te iei de mine? Minunată lovitură, Mary! M-ai salvat! Mersi! Un automat de gumă! Tare! Culoarea verde mi-aduce noroc! Fanta ca soarele! Nu am mai văzut niciodată așa ceva! Nimic interesant! Înghețata roșie e mult mai grozavă! Și dacă nu sunteți împotrivă, sunt gata să o gust chiar acum! Ce bine că am o lingură la îndemână! Ce delicios! E minunată! Chiar mai bine decât mă așteptam! Apropo, înghețata răcorește de minune! Mă simt revigorat! Poate nu ar trebui să mănânci atât de mult rece? Nu te îngrijora, Mary! Totul va fi bine! Îmi știu măsura! Doar a devenit cam greu să mă mișc! Oh, nu! Austin a înghețat! Știam eu că așa se va termina! Nu-i nimic! Știu o cale! Trebuie să-l încălzim cu o brichetă! De ce ești împotrivă, Mary? Pentru că așa îl putem arde pe Austin, nu doar încălzi! Mai bine să ne folosim de fen! Vezi? Funcționează! Oh, ce căldură! Îmi simt din nou mâinile și picioarele! Mă bucur, Austin! Oh, nu! Înghețata mea s-a topit! Cred că oricum nu mai ai nevoie să mănânci rece! Mai bine îmi gust Fanta! Nu e suc! E jeleu! Priviți! Tremură așa grozav! Arată foarte apetisant!
Vreau să gust mai rapid. Dulce și revigorant în același timp. Grozav! Felicitări, Mary! Hei, cu grijă! Ai aruncat în mine! Scuze, Austin, m-a cuprins complet gustul mâncării. Okay. Sper ca gumele să mă bucure și pe mine. Ca să le scot, trebuie să nimeresc la coș. Și se pare că nu e așa ușor. Automat, stupid! Cine l-a gândit așa? Emma, ce faci? Austin, e șansa noastră! Nu distrage! Încetați! Ea mea! Nu mâncați! Ce se petrece? M-am folosit de mini-aspiratorul meu. Zgârcioago! Puteai să-mi porți! Poftim? Am primit gumele astea cu multă muncă. Apropo, nu m-am străduit degeaba. Sunt delicioase. Iar acum timpul să suplu un balon. Doare! Gogoșele cu glazură! Ce delicios! Mereu am visat la ele! Bomboana asta arată neobișnuit! Și unde e mâncarea mea? Nu înțeleg nimic! Și eu vreau să mănânc! Emma nu a primit nimic, ghinionista! Dacă e așa, încep eu! Ajunge cu lăudatul, Austin! Se pare că nu trebuia să fac asta! Oh, ce delicios! Ce bine că am scos acadeaua din ambalaj! Nici nu puteam ghici ce se ascunde acolo! Și se pare că înăuntru are gel! Sunt convins că trebuie gustate împreună! Ce frumos curge! Vreau să-l ling! Wow! Acrișor! Până acum era totul dulce! Mi s-a încrețit fața! Dar sigur e ceva de mâncat aici! Dă-mi să ling măcar o dată! Ba nu! Mai bine ocupă-te de gogoșile tale! Nu e o idee rea! Mersi, Austin! Mirosul ăsta trezește în mine o fiară! Și m-am gândit cum să mănânc toate gogoșile deodată! Credeți-mă, e un plan genial! Arată foarte ciudat! Tu n-ai cum să înțelegi, Austin! Uite ce comodie! Pot mușca puțin din fiecare gogoașă! Firar, a mai rămas doar una! Am fost rapidă! Ah! Degetul meu! Ce dureros! Mary are nevoie de primul ajutor! Nu-mi pot mișca degetul! Trebuie să o bandajăm! Ai încredere! Tare, Austin! Mersi! Ce e sunetul ăsta? Uite! Cineva în costum de protecție! Mă tem! Prieteni, cred că e mâncarea mea! Oh, nu! Nu mă voi descurca cu asta! Doar voiai să mănânci! Nu la asta visam! Am auzit că bomboanele astea sunt foarte acre! Iar eu am papilele gustative sensibile! Priviți cum strălucește! Cred că chiar e periculoasă! De ce tăceți? Hei, prieteni! Unde sunteți? Aici, Emma! Baftă! Minunat! Am rămas unul la unul cu bomboana asta îngrozitoare! Fie! Timpul să terminăm! Nu vreau să mă mai tem! Măiculiță! Ce acră e! E mai rău decât mă așteptam! Ajutor! Nu mă pot mișca! Wow! Acum străluce și eu! Ce vă trebuie de la mine? Nu vă apropiați! Nu vreau să merg nicăieri! Cred că am pierdut-o pe Emma! Ce bine că nu ne-ai infestat și pe noi! Ia, clămâie! Nici nu vreau să-mi imaginez ce acră e! Nici roșiile nu-s cea mai gustoasă variantă! Se pare că doar eu am noroc! Nici eu n-aș refuza bomboane! Priviți și invidiați-mă! Runda asta gustări mănânc doar eu! Trebuie doar să desfac ambalajul! Wow, ce greu e! Dar nu-i nimic, mă descurc! Lăsați-mă câteva secunde! Ce țintă perfectă, Emma! Mersi! Unde mi-a dispărut acadeaua? Nu e în ambalaj! Austin, ce crezi că faci? Scuip-o numai decât! Credeam că te-ai decis să mă servești! Nu, a fost întâmplător! Firar, ai murdărit-o de salivă! Emma nu și-a mai gustat acadeaua! Gata cu râsul! Mâncați-vă gustările negustoase! Mary prima! Păi mersi, Austin, am să țin minte asta! Poate ar trebui să folosesc lămâia ca parfum sau deodorant? De ce m-am stropit în gură? Iac! Acritură! O, da! N-a fost o mișcare isteață! Nu voi mai repeta greșeala! Austin, rândul tău să te ocupi de roșii! Fie!
e cum spuneți. Oricum n-are rost să mai trag de timp. Am o idee. Oh, vom face cocktail. Tare! Te-ai prins, Mary? Începem! Sper că-mi va fi mai ușor să mănânc roșiile. Gata! Să gustăm ce mi-a ieșit! Poftă bună, Austin! Încă nu-mi dau seama dacă e bun sau nu. Iar acum e clar! Nu pot să înghiți scârboșenia asta! Dar de ce ai scuipat pe mine? Scârbos! Scuze, Mary! Nu m-am putut abține! A fost întâmplător! N-am să las asta așa! Poftim un duș de suc de roșii! Mary, mă putea ierta! Trebuia să-mi calmez nervii! Ție ce culori și gustări îți plac? Spune-ne în comentarii după ce vezi dublele de la filmări! Pe astăzi am terminat și ne luăm rămas bun! Pe curând la Multidu Challenge!